Cu ce ajută patronatul femeii la antreprenor? O femeie antreprenor și o firmă în general... Care sunt provocările antreprenoratului feminin din România? Provocările antreprenoriatului feminin... Bună seara și bun venit la o ediție specială a emisiunii noastre dedicată zilei de 8 martie. În seara aceasta o să vorbim despre femeia antreprenor. Invitată de astăzi este președinta patronatului național al femeilor de afaceri din IMM-uri, doamna Elena Coandă. Bună ziua! Bună ziua, bine te-am găsit! Doamna Coand, de ce s-ar înscrie o femeie antreprenor în organizația pe care o conduceți? O femeie antreprenor și o firmă în general știe foarte bine că pentru a putea să existe în comunitate și în societate are nevoie de relaționare, are nevoie de networking, are nevoie de cunoaștere. Organizația noastră facilitează toate aceste lucruri noi suntem mai puternici ca și entități cu cât suntem mai mulți și cu cât șeruim -ă între noi informațiile de care avem nevoie. Asta este principalul motiv pentru care o firmă ar adera la organizația noastră. Patronatul Național al Femeilor de Afaceri este o organizație apolitică, o organizație non-guvernamentală care are ca și obiectiv Promovarea afacerilor conduse de femei. Nu suntem exclusiviste, deci nu numai femei, ci și afaceri în care în funcțiile de conducere se regăsesc femei, chiar dacă nu în acționariat avem numai femei. Facem pentru doamnele antreprenori cursuri care să contribuie la buna dezvoltare a activității, seminarii și instruiri pe diverse teme, diverse proiecte adresate angajaților din întreprinderi, firmelor în general. Facem lobby către autoritățile publice pentru promovarea intereselor organizațiilor membre nouă. Cred că sunt câteva din motivele pentru care o firmă ar putea să adere la organizația noastră. Și revin încă o dată că este bine pentru bunul mers al unei firme să faci parte din organizații relevante, din organizații cu istoric, din organizații care creează plus valoare în societate. Ne puteți da, ca exemplu, 5 proiecte de succes pe care le-a realizat patronatul? Da, pot să-ți vorbesc despre proiectele pe care le-a organizat patronatul, proiecte cu finanțare de la Comisia Europeană sau din surse proprii, pentru că avem proiecte la care finanțarea vine de la Comisia Europeană prin autoritățile de management sau avem proiecte pe care le derulăm din banii noștri ai membrelor. Un prim proiect care îmi vine în minte în momentul de față este proiectul Acasă, numele lui, a avut ca și obiect obiectiv să aducă în România sau să financeze de fapt afacerile românilor plecați în diasporă. În urmă cu 4 ani de zile am inițiat acest proiect printr-o finanțare nerambursabilă și în regiunea sud-est au fost create 16 firme conduse de către români care s-au întors, întors, din diaspora. La nivelul României, pentru că am avut în proiect încă doi parteneri, au fost create 76 de firme, toate cu acționariat români întorși din diaspora Pentru noi, la nivelul organizației, este o bucurie că cele 16 firme există, funcționează, românii sunt activi în comunitate, sunt create locuri de muncă și am dat plus valoare banilor pe care i-am folosit de la comisie. În afară de zona de antreprenoriat, o arie în care noi activăm este cea a educației. Educație pentru elevi. Am avut un proiect dedicat strict transferului de la școală la viață cu elevii Liceului Mihai Viteazu și a școlii din Danubius din Tulcea, în care i-am învățat pe elevii respectivi cum să-și facă un CV, cum să se prezinte în fața unui angajator am simulat cu ei în firmele de exercițiu ce înseamnă o afacere, am făcut cursuri de ECDL, am participat, au participat prin intermediul proiectului la târguri și concursuri la care au primit premii, toate sub umbrela acestui proiect. Am avut pentru angajații din IMM-uri 5 proiecte dedicate instruirii în domeniul digitalizării. Au fost instruite la nivelul organizației noastre și al partenerilor 1500 de angajați în cursuri de competențe digitale, operare, introducere, validare, date, web design. Proiectele sunt finalizate, sunt acum în fază de verificare. Dincolo, mai avem un alt proiect. Tu mi zis să-ți dau 5, o să dau mai multe, că ne place să ne lăudăm noi la patronatul lor. Dacă facem lucrurile să se întâmple, trebuie să le și spunem. Am avut un proiect dedicat înființării lanțului scurt de aprovizionare de la producător la clientul final pentru producătorii de miere din localitatea Jurilovca. Prin intermediul acestui proiect a fost. Hai să spunem, creat lanțul. În afară de lanțul scurt, a fost creat brandul Milena, brand pe care îl promovăm și care este a unui producător din localitatea Jurilovca și, de fapt, a mai multor producători care au acolo albine și produc această miere în mod sănătos. Avem un alt proiect pe care îl derulăm din surse proprii și care ne este foarte drag, se numește Afacereza este dedicat tot educației, de data asta educației copiilor din mediul rural, de clasele a 7 și a 8 -a. Îi învățăm pe acești copii cum să își proiecteze cariera în perioada liceului. Pentru că este foarte important să fie cineva lângă tine care să-ți dea încredere, cineva din afara școlii, din afara familiei și care să îți dea încredere să-ți crească aripile și să știi că orice este posibil. Iar colegile mele care lucrează în acest proiect, pentru că noi ne tot rotim în proiectele astea, îi învață cum să-și aleagă cariera, cum să scrie un CV, cum să-și proiecteze o eventuală mică afacere în viitor. Știți cumva dacă copiii aceștia au ajuns să aibă joburi de succes încă n-am ajuns la nivelul de joburi, suntem încă la faza de admitere la facultate Deci avem prima generație de copii cu care lucrăm, care sunt clasa 12 -a și ne dorim să intre la facultate sau să își creeze propria lor afacere Dar știm sigur că o parte dintre ei, sau bucuria noastră a fost când directoarea de la școala din 23 august ne-a spus că toți au luat examenul de capacitate și că o mică contribuție am avut și noi cu proiectul nostru și asta a fost o adevărată bucurie pentru noi. Ni se e cu adevărat frumoase. Cât timp alocați patronatului lunar? Eu ca persoană sau da. noi ca... Nu ca persoană. În fiecare zi fac câte ceva pentru patronat. Dar să știi că patronatul nu înseamnă Elena Coandă, patronatul înseamnă o echipă, înseamnă vreo 60 de persoane care se ocupă de activități și fiecare din activitățile pe care le avem sunt gestionate de către o echipă de fiecare dată alta. Eu fac parte, să spunem așa, ca și diriguitor al acestor echipe de organizare, le ajut pe colegile mele cu diverse recomandări, cu diverse sugestii, cu sursele de finanțare, dar în principiu activitatea la patronat este una continuă, nu se poate ca în orice firmă să o face episodic și cel mai important este că sunt mai multe persoane care fac lucrul ăsta așa asta este o bucurie pentru noi și un succes pentru organizații. Câte femei antreprenori sunt înscrise în patronat în momentul actual? În momentul de față suntem ze sunt cred că 500 de firme cu aproape 10.000 de angajați iar la nivelul Constanței, pentru că aici este nucleul cel mai mare, sunt 160 de firme, iar 60 de doamne sunt Zicem noi, cât se poate de active și implicate în activitatea patronatului. Și pentru că nu suntem o organizație care să ne prioritizăm doar pe, pe noi, avem o legătură foarte frumoasă cu Camera de Comerț și Industrie, Navigație și Agricultură a Constanței, și pentru că acolo este director o doamnă, și împreună cu altă asociație, Asociația Oportunități de Afaceri pentru Femei, am creat un club de bune practici numit Lady Prenor, în așa fel încât să coagulăm cât mai multe antreprenoare care să activeze în comunitatea constanțeană. Și împreună generăm alte proiecte dincolo de cele pe care le fac ce fie are organizație, pentru că de fapt așa dăm valoare comunității, fiind împreună. Nu suntem competitoare, nu avem nimic de împărțit, ci doar de adus și de dăruit. Chiar asta voiam să vă întreb. Cu ce ajută patronatul femeilor la antreprenor? Cu cunoaștere, cu relaționare, cu sugestii, cu idei, cu promovare. Desfășurați activități dedicate și femeilor care nu dețin o afacere și își doresc să înființeze una? Sigur că da. Noi avem un, un proiect, dedicat, un proiect de mentorat un proiect în care, deci, pe lângă faptul că le orientăm pe tinerele, avem o relație frumoasă cu Universitatea Ovidius și cu managementul Universității Ovidius, în care doamnele antreprenori se prezintă studenților, își prezintă afacerile studenții vin în internship la firmele respective, dar în momentul în care ne sunt anumite linii de finanțare, le ajutăm pe tinerele studente și nu numai studente să își înființeze o afacere prin programul Femeia Antreprenor sau prin alte programe gen startup și facem împreună cu ele și activitate de mentorat. Din experiența noastră împărtășim tinerelor antreprenoare cum vedem noi lucrurile? Nu venim niciodată să le spunem că așa trebuie făcut, pentru că noi nu știm cum trebuie făcut în, între, în firma lor. Dar știm că deținem o anumită doză de cunoaștere și este bine să o împărtășim acestor tinere domnișoare. Și este și ăsta un, un alt program pe care îl derulăm din uh, surse proprii, în parteneriatul pe care îl avem cu cei de la, camera, uh, cu cei de la Universitatea Ovidius. Ce mentori există în patronat? Femei de afaceri care au um, afaceri de peste uh, 5 ani și minim 10 uh, angajați în. Uh, coordonare. De altfel, programul de mentorat mai are ca piloni uh, și consilierea personală, nu numai uh, indicatorii economici, pentru că sunt, avem uh, doamne coach și doamne care fac activități de mentorat, care nu au un subordine de 10 persoane, dar care derulează foarte bine aceste programe. Deci criteriile pentru mentori sunt uh, relativ Specifice și bazate pe indicatori economici, dar nu numai. Care sunt provocările antreprenoriatului feminin din România? Provocările antreprenoriatului feminin sunt aceleași ca ale antreprenoriatului în general. În primul și în primul rând, instabilitatea legislativă. Deci, mediul antreprenorial se confruntă cu o instabilitate legislativă foarte mare pentru că. Asta, și asta ne deranjează cel mai, mare, cel mai mult pentru că ne există predictibilitate în zona legislativă, nu știm cum să ne canalizăm eforturile. Pentru că ce facem noi ca și oameni de afaceri? De ce ne-am dus în zona antreprenoriatului? Ca să ne fie mai bine nouă și familiile noastre, să facem mai mulți bani pe care să-i ducem acasă și invariabil să-i lăsăm societății, odată prin taxe și impozite, și pe urmă prin activitățile pe care le facem în zona de social responsibility, la nivelul organizației sau la nivelul întreprinderilor. În momentul în care, pe parcursul unui an, o lege se schimbă de două ori, nivelul de taxare se schimbă de câteva ori, este foarte greu să poți să te recalibrezi. Este foarte greu să te reinventezi. Asta este una din cele mai mari provocări, pentru că trebuie să facem față acestui mediu mai puțin prietenos în relație cu autoritățile statului. Ce alte provocări avem? Cum să reușim să ne atingem acele obiective numite rezoluții, să spunem așa, pe care ni le stabilim la început de an. Cum să facem să creștem veniturile la nivelul organizației și la nivelul oamenilor cu care lucrăm, să ținem oamenii în întreprindere, pentru că avem nevoie de angajați, de angajați stabili, de angajați implicați. Resursa umană, mediul legislativ sunt cele mai mari provocări pe care noi le identificăm de ceva ani încoace. Ce eveniment organizezi pentru data de 8 martie? La nivel de Lady Prenor avem un eveniment pe care îl organizăm pe data de 14 martie, după ce se termină, să spunem așa, toate festivitățile pe care le organizează celelalte um, asociații politice în mod deosebit dedicate femeilor și noi promovăm sănătatea și frumusețea. Pentru că suntem femei antreprenori, ne dorim în primul rând să fim sănătoase. În cadrul evenimentului din 14 martie vom avea invitate câteva doamne doctor care ne vor prezenta metode de a ne menține sănătoase. Uh, și bineînțeles, frumusețea. Pentru că este luna femeii, pentru că noi suntem uh, Doamne frumoase și pentru că promovăm lucrul ăsta, vom avea uh, câteva prezentări de modă, prezentări de diamante, prezentări de costume populare. Pentru că nu uităm niciodată de unde am. Uh, de unde, unde avem rădăcinile și vom uh, promova și costume populare din Dobrogea. Și cred că cam astea sunt uh, pilonii evenimentului din 14 martie mult networking, multă voie bună în compania de data asta exclusivă a doamnelor din comunitatea antreprenorială Constanțeană. Ce vă propuneți pentru anul 2024? Să fim sănătoase toate reprezentantele antreprenoriatului feminin din urbea noastră și nu numai. Să reușim să Semnăm câteva din contractele de finanțare pe care, ale căror cereri de finanțare le-am depus la începutul anului. Avem cereri de finanțare depuse pentru antreprenoriat social, pentru formare profesională a angajaților, pentru educația elevilor. Să continuăm activitățile stabilite la prima întâlnire. Am avut în luna februarie o activitate cum să ne creștem vânzările. Avem la sfârșitul lunii martie o activitate dedicată producătorilor locali în relație directă cu Direcția Agricolă și cu Oficiul de Protecție a Consumatorilor. Și în fiecare lună avem deja prognozat câte un eveniment. Și îmi doresc ca toate să, să se întâmple, să ne creștem numărul de membri și să avem cât mai multe acțiuni uh, care să conteze în comunitate și uh, inițiative la nivel legislativ pe care autoritățile locale și autoritățile centrale să le ia în seamă. Vă mulțumim, doamna Conde, că ați fost astăzi alături de noi. Îți mulțumesc, Răzvan, mă bucur că ești un tânăr atât de implicat, te felicit pentru tot ceea ce faci. Te așteptăm alături de Patronatul Femeilor de Afaceri pentru că putem să șeruim informații și să preluăm informații de la tine, că ți-am spus, nu suntem doar o asociație de femei antreprenori sunt convinsă că sunt femei antreprenori care au grijă și de afacerea ta, așa că așteptăm și firma ta să fie membra la Patronatul Femeilor de Afaceri. Cu siguranță. Vă mulțumim că ați urmărit videoclipul până la final. La revedere!